România este pe punctul de a obține statutul de membru cu drepturi depline al spațiului Schengen. Ambasadorii UE au aprobat integrarea completă a României și Bulgariei, incluzând frontierele terestre, cu aplicare începând de la 1 ianuarie 2025. Cetățenii spun că acest lucru este un beneficiu pentru țară, astfel vor putea călători liber, fără controle la frontiere. Da, e un lucru bun. Tinerii ca voi călătoresc în toată lumea. Dacă ajungi în partea cealaltă, cum a fost odată că nu puteam să ieșim din țară, noi ne-am dus că suntem mai... Dar voi, tineretul, ce faceți? Da, e un lucru bun, dar eu zic că da. Putem să circulăm liber? Da, bineînțeles. Transportatorii nu mai stau la cozi infernale? Infernale, exact. Da, eu zic că e un lucru foarte bun. Unii cetățeni spun că nu este un privilegiu această aderare. Nu prea. Suntem folosiți doar ca spațiu de manevră, însă noi beneficii ce putem să avem din faptul că am intrat cu spațiu terestru? Nimic. Această decizie istorică va elimina cozile și timpii de așteptare la frontiere, facilitând mobilitatea cetățenilor și fluxurile economice, consolidând astfel integrarea europeană.